Salutare și bine regăsit la un nou episod. Eu sunt Deio și astăzi ne vom juca cu... O, aici nu s-a ținut. Ne vom juca cu Mantegix, TGX, varianta simplă, nu Euro 6, pentru că noi nu vrem să... vrem să poluăm mult, nu vrem să salvăm natura. Și am ales o cursă mai specială de data asta. Din Finlanda. O vom lua de aici, aparent. După care vom călători până aici, la Kunda. Ce este special la această cursă este că avem remorci duble de Finlanda. Frumos, sau sal. Roți crown, frumoase. Mai frumoase ca mine, și? Ieșim din curte. Patinez roțile. Trebuia să-mi pun 6x4, sincer. Dar na, eu creier. Ce să vreți de la mine? Deja știți că sunt un fraier și jumate. Bă, ar fi interesant să-l am Iberia DLC-ul, chiar ar trebui să-l iau. Filmăm și câteva episoade pe acolo, pe la căldură. Motorii n-avem. Mă, camera nu-mi place cum stă. Sau, e volanul. Să fie volanul. Și să tare scaun. Îi ridicată. Topr. Lăsăm scaunul mai jos și ridicăm privirea mai sus. Ridic scaunul mai sus. Și lăsăm privirea mai jos. Așa, cred că e bine. Da, e ok. Da, nu m-am mai asigurat ce vreți de la mine. Șofer pătir mă fac. În viața reală. Fain, nu? Avem doar o remorcă în plus după noi, ce mare plus. Nici nu trebuie să luăm virajele ca naiba de largi. Am zis, nici nu trebuie, că n-ai patea largi. Se putea și mai rău. Băgăm semnal dreapta. Facem cedează, că așa e frumos. Partea faină la acest man față de celălalt este că... o frecare marcă. Are mai mulți cai decât ăla Euro 6, surprinzător. Ăla Euro 6 are mai puțini. Semnalizăm, ne băgăm pe banda din dreapta. Și continuăm drumul. Linia dreaptă, băieții, da. Bă, chiar sunt curios dacă pe videoclipurile alea cu România, cu aia care înjurau pe chat, o să mă iau de monetizarea sunul, că sunt două și în ambele cred că înjurau pe radio. Mă rog, sunt eu cretin, evident că nu am cum să-mi iau de monetizare pentru că nici nu am monetizare activată. Dar ce, să primesc avertismentele YouTube sau ceva? Chiar sunt curios. Merg constant, 90. Ne-am schimbat GPS-ul. Mână... ăsta de pe parbriz din stânga. Am pus un telefon, am zis că n-are rost să țin alea mare de... băi, pătrățos.
Pentru că am unul pătrățos deja în dreapta jos și atunci mai bine am unul lunguieț, nu? Aici în stânga. Hai să ne băgăm pe banda asta. Ma, nu mai contează că șez de ultimii. Mă, dar cutia de viteze, nu cred că am ales. Tare mică n-am ales-o pe ultima, care treabă din greșeală. Să n-ai că să fă. Mă, eu m-aș băga chat, sincer. Unde este mai prești cu 2 ore mari? Și zboale, nici măcar n-am greutate după mine. Vă dați seama? Ce să mai... Opa! Opa, 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 opa. Hâț, hâț, cionule! Semnalizăm. Frumos. Băgăm semnal dreapta înainte. Da, nu-i cutia de viteză care trebuie. Chestia asta schimbă mult prea greu decât m-aș fi așteptat. Cel puțin decât schimbă la Euro 6. Și vezi acolo că n-am select de nicio cutie și scoaia default. Dar nu, că... Avem retarder. Funcțion... Nici nu mă uitam la semafor, of. Avem retarder, nu știu dacă vedeți maneta aia jos. Da? Se vede. Frână. Nu, 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 nu. Asta e retarderul. Deci avem o cutie cu retarder, clar. 12 trepte. Nu știu ce nu-i place. Mă vezi, m-am uitat la cuplu, că deși poate are cai mai mulți, nu poate, nu are același cuplu. De are... De ăla de pe ora 6. Hai mă... Încerc să mă aflu în mișcare ca să pot să plec. Ole. Nu facem aici stânga, facem la următorul. Sperăm că se schimbă până atunci la următorul. Nu se schimbă la noi. Aia. Distractiv cu tirul asta, ce să zic. Nici n-am luat cursă, nu te cred. Eu vreau pe banda asta. M-am pus și eu, m-am poziționat ca ceapă, ca ceaiul, ceapă, ceaiul, ceaiul. Bag semnal dreapta, vreau să eu pri... Nu, bag semnal stânga, că trebuie să fac stânga la semafor. Screier. Vedeți aici viraj. Ia. Iau. Bă, îmi virează roțile, nu te cred. Virează roțile, mă, la prima remorcă. Pe a doua n-am pus 4 roți, pentru că totuși am vrut să arate a doua mai normal și am vrut să pun mai multe decorațiuni, gen, pe acolo. Opa. Na, așa îmi trebuie dacă mă uit la drum. Dar am vrut să pun mai multe decorațiuni aici, între roți și bară. La mijloc, între ale două roți și ale trei roți. Hai să mă uit la drum.
O să vă faceți că n-ați văzut nimic a chat. Ok. Sper. Remorcă frigorifică asta, Sanchi. Mă rog, sunt două remorci frigorifice. Eu semnalizăm și ne băgăm. Enter, piață, mărfuri. Acceptăm echipamente medicale. 118. 118 băieți pe kilometru. Mamă, vedeți ce înseamnă să fii bazat în jocul ăsta? Spilele, șpăgile, relațiile. Dacă nu apelam la politicieni, băieții mei, vă zic eu că nu luam eu atâta pe kilometru, stați liniștiți. Hai să-mi discut politică că mă activez și nu e bine. Pentru cei care mă cunosc știu că nu e bine dacă discut politică. Mă activez și iese urât. Și îmi pierd toți urmăritorii. Nu că așa avea. Da. Nu că așa avea. Într-adevăr. Cine n-ai vrea să mă uită la mine? Dacă de singur. E, de asta n-am permis să fiu cretin. Că știu cum se uită nimeni. Aproape. Nimeni. Aproape. Uite trenul cum rulează. Trei cuie. Treiezi cu cuiez. N-am vrut să zic cuie. Hai să faci, să stabilim o regulă chat. Nu mai respectăm semafoarele, că sunt prea multe pe aici. Și nici semnele rutiere, dacă ne stau în cale. Măi, dar câte tone avem? 10 tone? Așa puțin. Păi, dar trage greu manul ăsta pentru atâta. Ce naiba. Nu o să pun întrebări, dar mă gândesc că jocul chiar calculează că mai tragi încă o remorcă, gen ca și greutatea. Chiar e în calcul faptul că tu mai ai remorcă și chiar trebuie să depui mai mult efort să o tragi. Mă, hai prin dreapta. Chiar vreau prin dreapta. Mă rog, nu vreau prin dreapta, da? Totuși, hai prin dreapta. MANTEGX, TGX 680 boys. Mă, că am semnal și că avem cedează. Unde mă, ce să mai cedezi? Era să-mi dau un BMW-ul ăla. Aveam cedează. Pentru că e prioritate de dreapta. Da, nas, eu mai nab. V-am zis. Nu. Carnetul l-am luat. Acum nu respect regulile partea a doua. Hai, nu le respect pe tusă, desigur, nu vă gândiți că nu le respect în viața reală, lol, cum să nu le respecti. Meles limitele alea de 50 și 30 în curbe, alea le respect cel mai mult. N-ar trebui să zic asta pe video. De fapt, le-am zis că le respect, n-am zis că nu le respect, hei. Nu există nicio dovadă. Pori, mori, pori, tot aia. Mamă, e semafor în semafor, unul e verde, următorul e roșu. Se face asta iar verde, după iar e roșu. Dar eu sunt curios dacă ne băgăm la creație chat. Da? Nu vedeți nimic. Da? Nu vedeți nimic. Tot e o iluzie. Acum dormiți. Da? Tot e mintea voastră.
și aici, tot în mintea voastră. Sper că știți că eu acum am stat la... Eu acum am stat la semafor și am respectat. Și el a trecut pe roșu și mi-a dat una 2% bulangiu. Așa ceva. Mă suferi șoferii ăștia prin Finlanda. Ne simțiți rău ce să le ceri. Nicăieri nu găsești șoferi mai cu răspundere așa mare în fața legii decât în România, ha? Încă încerc să mă conving pe mine însă că e adevărat ce spun, dar nu-mi iese. Să vrea să fac așa. 384 km chat. Ha, olio, așa filmăm de 16 minute. Vin să crezi că îmi pierd atâta timp ca să l-am cursa. Am o să fie mai simplu. Că e o grămadă de autostradă. Sper. Da, am o idee. Ia, să facem noi ceva. Șmecher, de șmecheri. Da, știu, sunt nesimțit, dar... măsuri disperate. Suntem la 200. Cross control, deci nu o să ajung la chestia asta la 200. Da, haideți să vedem cât prinde. Se duce manual. Mă, știți ce n-am pornit? Astea. Nino. Se îngustează drumul. Nu te cred. Mama, cum s-a randat astea. Stați că face și autobuzul dreapta. M-am făcut stânga. Ups. Am zis dreapta. Vedeți aici frână, dar o să treci lor cu tirul. Nu mă întrebați de ce semnalizez încă, că nu știu. Pus și frână de remorcă, numai cu tirul. La câte roți au remorcele în total, vă dați seama ce forță de frânare trebuie să fie. Teoretic mare, practic nu știu. Dar se simte când apeși și pe frâna de la remorci. Clar se simte diferența. Hello, hola. Mă, dar mai avem mult. 30 km. De viteză. De pe turbo sport, bagă kerosen. Mai bine dacă mi-o hate. Bine. Asta și dacă suite cineva la mine. Și mă aude. Se uite până minutul ăsta din joc și mă aude. Să-mi dea cu hate. Să mă aude când manele. Că când. Tentative manele. Merem cu 130 cu tiro. Aoleu, stai că ăsta chiar prinde mult, a? Ei, pus pe fapt. Manu. Se duce și se duce. Hai să vedem ce durere era să merg cu 90 pe aici. E foarte iurea curbele astea să-l controlez, deși pare foarte simplu, noi. Aoleu, urmează o curbă mai strâmtă.
eram virat maxim. Aici trebuie să fac treapta. Bă, o mers repede, o mers. Deci nu le simți că îmi face așa repede, a? Era să mă încadrez pe unde trebuie. Băi, de n-a plăit, mi-e sincer acum. Părăsim autostrada? Ce? Asta nu e autostrada? Păi dacă nu e autostrada, ce -i? F5. Ah, mai avem până la Helsinki. Mai avem destul. Poi luăm feribotul. Navigația mare din dreapta și nu se tind peste ea. Mă trebuie să iau, noroc că sunt astea mici. Hai da. Nu pot să mă bagă de asta, rău. Monster. Mă rog, știți, voi. Monster, duster. Duster, monster. Jocuri de cuvinte. Tentative de glume. Eu încă stau și mă gândesc că am pus pe YouTube la profil sus în cum îi zice scap aia de sus a canalului am pus War Thunder și Minecraft, dar n-am făcut niciun episod de Minecraft până acum și n-o să fac până la vară cel mai probabil, deci cam rip partea cu Minecraft din canal, băieți. Și fete, v-am zis, nu discrimină. Pentru că și băieții pot să fie fete și fetele pot să fie... Ok, tac. Cel mai bine, tac. Semnalizăm. Coborâm. Luăm cu frâna de mână. O luăm cu frâna. Normal că nu o luăm, mă, stați nebunilor. O să iau semnul ăla. Pe pariu? Cu voi. V-am zis că l-am atins. Că l-ating, că îl voi atinge. Hai de manule. Eu trebuie să-i bag semnal dreapta. Mă, pot să fac româniască. Dar clar facem româniască, cum să nu o facem? Eu mai și uit că mai am benzi. LOL, 24 de minute. Bă, a mers ceva. Not gonna lie. Trebuie să iau o scurtă mai... o cursă mai apropiată de punctul în care eram eu. Să se începe filmarea de unde eram cu tirul și să nu vă mai rețin voi, pe voi cu drumul ăla inutil și plictisitor până la, până la locație. Și nu spuneți nimic că noi am pentru nu trebuie, mă. Bolangilor. Vedeți aici întoarcere. Vai, mama mea, dacă... Da, dacă s-a băgat ăla cu Ford, eu ce să-i fac? Chiar aici, mă, nevrăi vazoasă.
Am revenit pe traseul inițial. Și nu puteau să aibă porțile alea două deschise. Trebuie să fac eu slalomuri din astea. Să vin până aici, chipurile, hopa, hopa. Opra. E fain pe single player, că nu trebuie să circul regulamentar ca pe online. Hai, da manule. Trage. Vece, ce tare. Arată așa futuristic. Futuristic. Arată jumate de butoi. Mă rog. Eu și gusturile mele ciudate. Ciat. Place cum treci prin parbriz. Literalmente. Treci prin parbriz. O, da, ăștia veste de salvare. Enter, Tallinn. Travel munde? Hai că merem la travel munde. Bă, am plecat de pe loc, ce tare. Of, doamne, am descoperit plecată de pe loc cu tirul. Și aici plouă, păi da, se putea. Mă ziceți și voi, se putea să nu ploaie? Asta pe unde e ieșirea. Eu am luat-o pe la intrare, știu, nu mă judecați. Așa se mai cu dizabilități. La simt pe unde se iese. Vedeți, am săgeată de ieșire, am voie. Trebuia pe dincolo, dar n-am făcut asta mai mult ca să păstrez viteză. LOL. Evident că am vrut să păstrez viteză. Băgăm semnal ștânga, 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 ștânga. Aici înghesuiala brotherilor. Înghesuiala mare. Îi dăm podea. Vedem ce iese. Semnalizăm și facem stânga. Mamă, dar ce greu virez chestia asta. Chiar scurios dacă cu altceva era la fel de greu. Ți-am luat calea, băiatul meu. Și la ăștia le-am luat calea. Asta mic ticălos. Și nu mă refer la film. Nici nu l-am văzut. Parcă aveți așteptări de la mine. Dacă chiar încă mai aveți așteptări de la mine. Cum vi le-am ruinat. Mama, am 85 de kilometri. Și să conducem haotic. Aici vrea să-i bag stânga. Aoleo, aoleo. Dă autostradă, te rog. Sau un drum mai drept, fără semafoare. A, ăsta să fie drumul ăla, cică mai drept, fără semafoare. Chica, mai drept.
30 de minute pe ceas, boys. Pe ceas, pe OBS. Pe OBS. Gata, trece. Of, am și luat amendă. Mă, ci că asta e autostradă. Dar ar fi bine. Dă-i, trage, trage, du-te, manole. Că așa e 9 seara. Chiar. Lei poate e vară. Fiind vară. În Norvegia și Suedia și Finlanda și țările astea nordice, vara ziua ține mult, mai mult timp. Și iarna ține chiar și 6 sau 4 ore, depinde de zona. Aoleu, dus ceapa, mătii. Am tai calea în halul ăla. Trebuia să-mi dau în el, grav. Dar nu că-l prind eu. Îl scoatem de pe drum. N-aș vrea să mă bag la bulangerii. O pleacă. Așa. Bucata aia de autostradă e mai joasă. Ce tare. Se îngustează drumul. Nu, chiar e autostradă până în capăt. Nu cred că ăsta îmi semnalizează aici. Îmi tai banda. Uți John. Și noi facem stânga de pe stânga, pe stângulă. Aoleu, m-a speriat. Să nu faceți niciodată ce am făcut eu acum. La fel cum vă spun și în restul videoclipurilor, să nu faceți ce fac eu. Nu e de luat în calcul strategia asta de joc. Că dacă sunteți așa mai kamikaze, mai japonezi, așa. Cei japonezii din de la jumătatea secolului trecut. Știți, fel. În rest, nu aveți de ce să fiți kamikaze. Camin. Ar trebui să mai suflu în microfon. Na, girator. Trecem peste? Nu trecem peste. Boys, nu știu ce s-a întâmplat. Da. Nu vreau să mai să aflu. Să mai pățesc vreodată, gen. Dăm semnal dreapta. Deci trebuia stânga și pe aia dreapta. Dăm semnal iar dreapta de pe contrasens, cum v-am învățat eu. Și vă spun să nu faceți. Deci teoretic un tir așa larg nu prea ai cum să o iei din scurt, sincer. Și tu vrei să o parchezi acolo, din poziția asta, acolo. Nu, mersi. Și azi rezultate. Ăla. Păi. Asta a fost și cursa. De data asta, boys, chat, cum vreți. Băieți și fete. Asta a fost un man care totuși s-a dovedit de un gar mic de sârmă și un transport în care am tras după noi și o mare remorcă grea. Două remorci, de fapt. Una simplă, de fapt, per total una dublă. Două remorci combinate, ați înțeles voi. Eu am fost Deo. Și vă salut și vă spun că ne repetăm data viitoare. Bye bye!